găsit la o nouă ediție Drumul către medalii, podcastul Agenției Naționale pentru Sport de aici din studioul TVR. Astăzi îl am alături de mine pe un alt sportiv emblematic, imagine, icon pentru România, Mihai Covaliu, bună și bine ai venit în studios. Mulțumesc că ești alături de mine astăzi. Știu că programul tău este extrem de încărcat. Nu atât de încărcat încât să nu pot fi prezent astăzi și îți mulțumesc pentru invitație. Uh, trebuie să-ți mărturisesc că am emoții uh, și am să și spun de ce. Nu știu dacă-ți ce aminte că ne-am cunoscut, se întâmpla în 2000, uh, exact după întoarcerea ta de la Jocurile Olimpice. A fost un moment foarte emoționant pentru mine pentru că am fost alături de, de crema României, uh, acel uh, moment din fața cosr ului Și chiar mă gândeam acum înainte să vii la emisiune, că nu cred că în 2000 te gândeai tu că. 16 ani mai târziu o să fii președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român. A fost acel moment în care voi ați primit mașinile, dacă nu mă înșel, a fost acțiunea Fordului. Tu cred că ai primit un Ford Mondeo. Vezi exact. că m-am ocupat de mașini și a fost momentul când te-am cunoscut bine în vălmoșealaia, în pentru că era toată presa acolo alături de voi. Uh, și a fost emoționant pentru mine, știi că v-am văzut numai la televizor și a fost uh, exact în 2000 am debutat eu cu, cu emisiunea Auto și a fost momentul în care te-am și cunoscut. Uh, trebuie să ți mai mărturisesc că am fost surprinsă astăzi că na, a trebuit să mă să mă documentez, nu știam că te cheamă și Claudiu. Mă cheamă și Claudiu și colegii sau, hai să spunem așa, până la, până la șapte-opt ani, toată lumea mă știa de Claudiu, nu mă știa nimeni de Mihai. Cum după aceea s-a schimbat total, mă rog, nu numele, dar toată lumea a început să-mi spună Mihai. Probabil că odată cu maturizarea, toată lumea a considerat că Mihai, știi cum e, e mai matur, e mai... Nu? Probabil datorită faptului Că, era un, că este un nume de sfânt și mai cunoscut, mai, hai să spunem, mai românesc. Bine că nu avem și Sfântul Claudiu. A? Este și Sfântul este? Claudiu. Este serios? Exact. Se servează când? Pe 9 noiembrie. Ia auzi, la adică pe 9 noiembrie, adică la 4 zile după ziua lui de naștere. Deci pe 5, pe 8 și pe 9. Înseamnă că părinții tăi nu întâmplător ți-au dat și Mihai și Claudiu acum, a da, face sens totul. Uh, da, frumos să mai spune cineva, Claudiu? Da, îmi, spune, îmi spun părinții, îmi spun părinții soției, soția câteodată îmi mai spune. Da, da Când da, da. te vrea să te resfețe sau când te ceartă? Îmi spune Clau mai, A, e dulce asta. mai des, așa, adică un pic mai, mai prescurtat și mai. nu știu, mai dulce așa cum spui tu. Uh, Ți-am mărturisit că m-am documentat, trebuia să citesc totul despre tine, nu că n-aș fi știut foarte multe dintre ele, mai ales că vorbesc totuși cu președintele Comitetului Olimpic Sportiv Român, lăsând la o parte cariera din, din spate de sportiv de performanță. Citeam că ai început, de fapt, cu fotbal. Încerc să mi te imaginezi la balon. Mi este greu să mi te imaginezi. Bine, erai foarte micuț, ai început la câțiva anișori, nu? 5-6 ani pe acolo. Da, înainte de, de 7 ani și eram, eram, un copil destul de, de, de neastâmpărat, de ager și, nu știu, normal sau nu, ca toți copiii, ne jucam și fotbal, dar nu numai fotbal, pentru că în spatele blocului Nu cum se spunea atunci când da. când eram noi copii În spatele blocului M-am învățat să, să joc și tenis de masă Jucam și fotbal Jucam și basket Jucam, nu știu, ne alergam Ne întreceam cu bicicletele Adică făceam o serie de lucruri Lucruri pe care astăzi Pe care copiii tăi copii, le fac. din păcate nu le mai fac da, așa este. Lapte gros jucam, leapșa pe cocoțate. Și că toate... țăram în copaci, ne dădeam jos, chiar vorbeam cu, cu un antrenor de la scrimă pentru că mai mă duc așa prin sală, ieșind drumul meu de, de la birou spre casă și mă rog, mă, mă, mă cheamă tot, tot acolo în, în sala de scrimă și Uh, chiar zilele trecute discutam cu un antrenor care se ocupă de copii și îi spuneam că uh, copiii trebuie tratați diferit astăzi De ce? Pentru că lor le lipsește tocmai acea uh, bucățică din copilăria lor da, pe care ei nu o mai petrec afară De deci ce ei nu mai aleargă liber, uh, nu mai ies cu bicicleta, acum vorbim în general sunt și copii care, bineînțeles că mai fac toate aceste activități, dar marea majoritate nu mai trece prin, dacă îi putem spune, prin prima fază a, a sportului de, hai să spunem, de masă întâi, a sportului pentru toată lumea, da, pentru că uh, fiecare copil este aproape natural să, să știe să alerge, să știe să meargă pe bicicletă, să, să patineze. se patineze, să se urce într-un copac, după aceea să nuate, clar. Nu uh -huh. mai vorbim vara și iarna. Vara mergeam la ștranduri și notam, iarna mergeam cu Sania și ne deam cu schiule și cu patinele, așa cum ai spus. Adică, până la vârsta de șapte ani sau șase ani, șapte ani când mergeam la școală, noi deja eram, um, cum să spun, buni de a alege un sport pe care să-l practicăm deja. Aveam toată această experiență în cerc trecusem prin, prin diferite activități și puteam spune mi-ar plăcea să din păcate în ziua de astăzi de la șapte-opt ani încolo încep să și asta dacă părinții sunt conștienți de lucru acesta și bunicii la fel, să te plimbe prin câteva discipline sportive pentru ca după aceea tu să poți să spui asta îmi place, asta vreau, asta mi se potrivește. Uh -huh. uh, vreau să-mi povestești momentul în care uh, te-ai decis sau cine te-a influențat să treci de la fotbal la scrimă, pentru că asta mi se pare foarte interesant, știi? Nu, nu, nu m-a influențat nimeni pentru că nu știam despre scrimă și nu aveam pe nimeni de jur în prejurul meu care să aibă vreo legătură cu scrima. Deci, nu, nu a fost ceva premeditat, și pur și simplu s-a întâmplat. Și am mai povestit asta de foarte multe ori. Se făceau selecțiile normale, toamna când începea da, școala. Da, da. Și atunci, mă rog, antrenorii de la Clubul Sportiv Tractorul Brașov au venit și la școala generală numărul 19, în clasa a treia, unde eram și eu elev. Și la o oră de, de educație fizică și sport, au venit să ne prezinte scrima și să ne întrebe dacă vrem să, să mergem, să, să învățăm, să, să testăm, să vedem cum e la scrimă ne uitam așa unii la alții și nu înțelegeam despre ce ne, ne, povestesc antrenorii respectiv, pentru că nimeni nu știa ce înseamnă scrimă. Da, scrima, mă rog, și acum este un sport de, de nișă, un sport foarte, um, hai să spunem, poate nu cunoscut, mă rog, mediatizat acum în ultima perioadă de rezultatele pe care noi le-am obținut, dar atunci, când erau performanțe mult mai multe, când sportul juca un rol mult mai important în viața copiilor, uh, scrima nu era așa de, de cunoscut. Și uh, ei și-au dat seama că nu știm despre ce este vorba. Și atunci uh, ne-au spus uh, că este vorba de, de mușchetari, de duel, de lupta cu săbiile, de d'Artagnan, de Atos, Portos, Aramis. Și atunci... Uh, cred că au lipsit unul sau doi copii, dacă mi-aduc bine aminte, dar marea majoritate a doua zi eram uh, în curtea Clubului Sportiv Tractorul să devenim sau nu știu măcar să, 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 să vedem cum e să te lupți cu săbile. Deci aveai undeva 90 ani acolo exact. când ai pus prima dată mâna pe o sabie. Da. Și de atunci te-a prins și... Și de atunci ușor, ușor, fără stres, fără grabă, fără niciun fel de... de cum să spun, presiune din partea părinților sau a antrenorilor sau, sau, din partea cuiva, lucrurile au evoluat normal. Școala, bineînțeles, a urmat cursul, cursul firesc, după aceea au început concursurile, la început locale, după aceea naționale și începând cu, cu liceul, cu clasa 9-10 și concursurile internaționale. Asta vreau să ajungem aici și mă întreb ce ai simțit când ai avut prima medalie de gât. Cam târziu am avut prima medalie de gât, prima medalie la un concurs internațional, un concurs, vorbesc. Da. Pentru că în țară am avut multe medalii, dar niciuna de aur la concursurile naționale, pentru că cea mai importantă competiție pentru noi era Campionatul Național. Mă rog, de copii, după aceea de cadeți, de juniori și până la seniori eu nu, nu am avut nu am, da, nicio medalie de aur pentru că tot timpul eram pe locul 2, pe locul 3, eram bine, era și un handicap de ăsta pe care l-aveau toți cei din provincie atunci când veneau în, în București, în capitală. Pentru că erau băieții de aici din, din capitala țării care ei erau, mă rog, erau din capitală, da, și trebuia să și ia, mă rog, avantajul normal de altfel al gazdelor, da tot timpul în sport știm că atunci când mergi în deplasare și uh, gazdele, mă rog, sunt de același nivel, un 5-10% acolo se cuvine, da, adică în lumea sportului se cunoaște lucrul ăsta, nu-l înțelegeam atunci, am înțeles lucrul ăsta mai mult mai târziu. Uh, și asta n-a făcut decât să mă întărească să știi. Deci nu, nu am uh, uh, nici nu înțelegeam atunci știam că sunt uh, bun, că antrenorii îmi spuneau că pot, dar uh, cred nu știu, parcă nu venise vremea mea sau încă nu eram destul de bun și asta nu m-a făcut decât să mă întăresc pe zi ce trece și să, să caut să progresez, să fiu mai serios, să fiu mai atent, să fiu... te motivat în permanență. Exact, exact. Uh -huh. Asta a fost un, o, o motivație, hai să spunem, secundară sau netargetată. Da? De către, de către nimeni până la urmă, dar făcând așa o analiză după ceva vreme am găsit lucruri care la prima vedere păreau că sunt în defavoarea mea, dar analizând puțin parcursul și felul cum am gestionat toate, toate acele situații, nu pot decât să fiu recunoscător că am avut parcursul acela pentru că odată ce am ajuns la, la seniori am, am, fost pregătit și asta contează cel mai mult dacă îmi permis să spun și, și lucrul ăsta, în ziua de astăzi, o mare problemă a noastră aici, în România, este faptul că toată lumea, părinți, bunici, antrenori și poate chiar și copii, își doresc să fie campioni din prima zi. Uh -huh. Și asta, oarecum, li se uh, sugerează, li se induce uh, și devine ca un fel de presiune pe umerilor la o vârstă la care... Nu ai de ce să faci lucrul ăsta, pentru că nu despre asta este vorba. Este vorba despre a construi un sportiv competitiv, despre a modela un caracter al unui copil care trebuie să, să crească să crească normal să crească așa cum, cum cresc toți copiii, sigur, dacă există o excepție, atunci, clar, pot, poate fi promovat la un nivel superior și uh, atunci lucrurile stau altcumva. Dar uh, acea răbdare a dispărut, acea normalitate a dispărut. Și asta se vede pentru că foarte mulți uh, dintre acești copii, da, care sunt mai puțini decât atunci când eram... Noi și făceam, mult mai puțin. și făceam noi sport, renunță foarte repede, din diverse cauze. Ori datorită faptului că rezultatele nu sunt pe măsura așteptărilor lor, ori datorită faptului că se accidentează. Și aici este vorba exclusiv de antrenor și de cel care conduce sesiunea de antrenament. Și asta trebuie să audă foarte bine părinții și bunicii. Copiii sunt buni, sunt frumoși, sunt rezistenți, da? Trebuie avută răbdare, înțelegere și urmat un proces de dezvoltare, da? Prin care orice copil, orice, uh, uh, hai să spunem, adolescent trebuie să treacă. Mă întreb, oricum, partea bună este, sau pe care o văd eu, copiii au un model. Și asta mi se pare senzațional, mi se pare foarte frumos. Uite, de exemplu, îmi spunea Camelia Pote că imediat după victoriile lui David Popovici au venit foarte mulți copii către, către natație. După victoriile Anei Maria Brânza, de exemplu, iar așa au venit copii. Sunt, ei sunt deschizători, sunt promotori. Mă întreb peste ani ce se va întâmpla cu... că modelele astea parcă sunt pe cale de, de dispariție. Tocmai revenind iar la problema cu copiii că la... din diferite motive nu mai ajung la sport sau abandonează prematur sau... La Comitetul Olimpic noi avem, hai să spunem, motoul ăsta să descoperim și să creștem noi campioni, modele pentru copiii noștri și pentru societate. Ne preocupă în primul și în primul rând și facem avem diferite programe, avem diferite proiecte. În care încercăm, prin care încercăm să atragem atenția tocmai asupra acestui subiect: de a nu forța copiii, de a avea răbdare, de a uh, se gândi pe termen mediu și lung pentru dezvoltarea sportivilor, uh, de, de uh, hai să spunem la început, cei care intră în acest sistem al, al sportului organizat, da? și după aceea, bineînțeles, cei care își doresc să facă performanță până. La vârsta senioratului să nu fie grăbiți tocmai pentru a uh, nu avea uh, sincope în ceea ce privește uh, maturizarea lor și înțelegerea tuturor elementelor tehnico-tactice care fac parte din, uh, din construcția unui uh, unui atlet. Vlad, băiatul tău, ai doi copii, dar din câte știu, Vlad face, face scrimăți. Și care... Amalia. Și Amalia face? Uh, au continuat? Continuă? Fac performanță în continuare? De-abia acum încolo încep, încep să facă performanță, pentru că până acum noi, eu și soția mea, mai mult soția mea, trebuie să fiu sincer decât mine, am, am urmat exact acești pași despre care am discutat acum. Nu i-am grăbit, n-am -am cerut de la ei să fie campioni deși, mă rog, erau copii, toată lumea credea că e de ajuns să intri în sala de scrimă, să te cheme și gata, ai câștigat tot. Nu, nu este așa. Cred că este o povară de dus asta pentru un copil când duci un nume celebru în spate. Da, dar cu noi... Cu greutate? Asta spun, că noi nu i-am nu, nu forțat și nici nu le-am impus să, să facă acest sport, pentru că, mă rog, Vlad a, a jucat și el tot așa puțin fotbal și, mă rog, foarte, foarte bun și la atletism și a ales scrima, iar Amalia a venit mult, mult mai târziu lângă acest sport. Chiar la început ea l-a, la respins total. Nu-i plăcea atmosfera, nu-i plăceau uh, țipetele din sala de scrimă, și noi am zis, ok, mergem la tenis, mergem la not, mergem la dans, mergem la, uh, la ce vrei tu, uh, fără niciun fel de problemă, nu trebuie să facă uh, să faci scrimă. Și după aceea s-a produs acest click da, natural în care a început să să vină, să participe la antrenamente și să spună, da, îmi place, vreau să fac și eu scrimă. Întorcându-ne acum un pic la copilul Mihai și vorbeai mai devreme de recunoștință, cui datorezi tu recunoștință pentru cariera ta sportivă? Oh, sunt foarte mulți, uh, sunt foarte mulți cărora ar trebui să le, să le mulțumesc și... Începem cu mama. Da, clar, începem cu mama, cu, cu familia, cu bunicii, cu antrenorii, cu profesorii, toți au uh, fiecare un, un loc uh, foarte și un moment în, în tot acest parcurs al meu de care mi-aduc foarte bine aminte, uh, cu mare plăcere, chiar dacă, mă rog, au fost o, câteodată momente mai tensionate, câteodată momente mai, mai uh, bune, mai plăcute. Dar uh, sunt, uh, sunt borne pe care trebuie să te sprijini pentru a, uh, pentru a urca și pentru a ajunge acolo unde îți dorești. Dar sigur, sunt uh, antrenorii care au făcut selecția, uh, 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 antrenorul uh, Mihail Ticușan, care era uh, șeful secției de scrimă de la Tractorul Brașov, care... Uh, el coordona toată activitatea, după aceea, toți ceilalți antrenori care, uh, care lucrau acolo. Uh, sunt, sunt mulți, sunt foarte mulți. N-aș vrea să uit pe cineva, dar fiecare. Și cred că asta a fost un, un avantaj al meu și uh, e, e bine și în continuare merg pe drumul ăsta. Mă uit la lucrurile bune pe care le au oamenii și iau doar ce este bun de la, de la fiecare. Și m-am obișnuit să funcționez așa. Și constat că nu, nu e rău deloc, pentru că fiecare are părți bune, părți mai puțin bune. Dacă reușim să ne concentrăm pe, pe lucrurile bune și pe părțile bune ale oamenilor, deja poți să spui că ă, ești într-un într alt plan, da? ești pe un alt drum, un drum cu speranță, un drum cu încredere, un drum pe care poți construi, un drum pe care uh, uh, știi tot timpul că vei găsi pe cineva care să te ajute atunci când ai nevoie, care să vină și să completeze un, un uh, mă rog o, o piesă lipsă dintr-un dintr, -un, dintr -un puzzle, da, să dau așa un exemplu. Și, uh, și asta este foarte bine. Și cred în continuare în, în, acest, uh, în acest mod de a fi. La ce vârstă ai avut echipamentul tău? A, pf, asta cu echipamentul e, e o poveste pe care, dacă stau și o compar cu, cu ce există astăzi, um, e foarte, cum să spun, um, um, mi-aduc aminte de foarte multe momente în care nu am avut echipamentul meu. Mm -hmm. uh, mo de împrumut. Momente în care pur și simplu mrugam rugam colegii să-mi dea un fir de mască, o mănușă, o lamă de sabie, un adidas, un adidas de la piciorul stâng, de la un stângat și eu îi dădeam celălalt adidas și făceam schimb. Adică copiii din ziua de astăzi, din punctul ăsta de vedere, ar trebui să fie extrem de recunoscători pentru că marea lor majoritate Mă rog, au acces, da, pe diferite categorii financiar vorbind la uh, foarte multe opțiuni. Pe vremea aceea nu erau foarte multe opțiuni uh, și apreciam parcă mult mai mult uh, când venea vorba de, de un echipament. Uh, astăzi, văd că sunt copii care, nu știu, nu, nu prea respectă. Um, o rachetă de tenis sau, nu știu, o sabie, o mască, o, un tricou, un short, un adidas. Bine, aici cred că ține puțin și de, și de educație și am învățat să, să prețuiesc echipamentul și, și este un lucru bun. Da, ai învățat să prețuiești echipamentul pentru că nu l-ai primit pe tavă, că nu ai muncit pentru tot ce ai și nu cred că poți să mă da, absolut asta. Să mă contrazici. Luam, mi-aduc aminte, colegul meu de echipă, cel mai, cel mai în vârstă, cel mai experimentat, Vilmos Sabo, care după aceea mi-a devenit și, și naș. El, după 90 de a plecat în Germania și ne trimitea de acolo adidași de scrimă puțin uzați. Și era o chestie... Adidas, mă rog, de specialitate pentru scrimă și mi-aduc aminte că atunci când venea pachetul din Germania eram extrem de... că tot suntem în perioada asta sărbătorilor de iarnă și moș Crăciun, Moș Nicolae, cred, de, spuneam că am venit moșul și prețuiam acea pereche de, de, de încălțări special pentru scrimă era o piesă de bă, colecție, dacă pot să-i spun așa, și noi bă, eram foarte atenți cum o folosim, când o folosim, nu, nu la fiecare antrenament, la antrenamentele unde era o bă, cum să spun, un program cât mai aproape de programul de competiție. Deci erau... erau lucruri nu uzați echipamentul. Exact. Uh -huh. Erau lucruri bă, la care noi țineam și bă, asta... Din nou a contribuit la um, cum să spun, la respectul pentru muncă, pentru echipament, pentru tot ceea ce trebuia să, să aibă un, un, un sportiv de performanță. Când mă uit astăzi la ce dotări sunt și la ce echipament au sportivii care, hai să spunem, intră într-o sală de sport mai mică sau mai mare nici nu se compară cu, cu ce aveam noi atunci. Deci ei stau mult mai bine și cred că ar trebui să se plângă mai puțin uh, cei care uh, sunt, uh, sunt astăzi, pentru că uh, chiar au mult mai mult decât, uh, decât aveam noi când, uh, când am început uh, sportul. Și cu toate astea, uh, scrimă nu este un sport ieftin, echipamentul este scump. Uite, îți dau un exemplu. Uh, organizând uh, proiectul Hercules, de care știi, pentru copii cuprinse cu vârste 6-15 ani, la fiecare ediție, tocmai în ce s-a încheiat a cincea ediție, am încercat mereu să introducem și scrima, numai că doar un echipament pentru începători este undeva la 6-700 de, de, lei, doar pentru începători, adică vorbim de lucruri probabil basic. Îmi da. imaginez un costum de performanță pantofii, sabi. În general, putem vorbi asta doar echipamentul pentru, pentru sportiv, pentru că trebuie să, să mai știm că e vorba și de acea planșă metalică și de aparatul care semnalizează loviturile, rolele care fac contactul cu aparatul și cu mă rog, tot echipamentul pe care îl are un sportiv, deci sunt într-adevăr, dar aici Cred că deja ne ducem în sportul de performanță cu, cu toate aceste sume. Dar pentru început, nu știu, 600-700 de lei s-ar putea să fie mult, s-ar putea să fie puțin, depinde de, de, unde, de unde privim uh, uh, această, această sumă. Dar uh, una peste alta e o investiție bună. E o investiție da, bună. Corect. De câte ori ai plâns în cariera ta? Oh, oh, de foarte multe ori. De foarte și multe nu doar ori. Nu ai urcat pe podium, nu? Uh, atunci uh, mă rog, plâng și atunci, dar plângi de fericire, nici nu putem spune că uh, da? se, se pune, de. <laughs> dar uh, au fost uh, au fost momente în care uh, încărcătura emoțională, uh, știu eu, o neîmplinire, o faptul că nu ți-a Uh, N-ai reușit să faci așa cum îți doreai, cum îți, îți propuneai, sau n-a venit un rezultat pe care îl așteptai la un moment dat mai devreme. Da? Uh, au, fost, uh, au fost multe momente, dar, repet, astea fac parte din, din joc. Și, uh, și e bine să fie așa, pentru că astăzi, când văd că un copil plânge, mă, mă rog, mai merg la, la competiții. Și uh, văd că mm, vin, mă rog, părinții, bunicii mai des și uh, îi mângă pe copii și uh, le spun tot felul și uh, mă duc și, și chiar le spun, zic, e foarte bine că plânge. Aoleo, cum așa? Înseamnă că îi pasă și mm -hmm. înseamnă că pune suflet, că pune pasiune și atunci e bine să plângă. Lăsați-l, încurajați-l doar și spuneți-i că va fi mai bine și că poate și mai bine. Și... Hmm. Și lumea înțelege așa, parcă brusc, vede alt vede altcumva, în alt fel, în alt mod, acel moment și spune, oh, da, 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 așa e, așa e, așa e. E, e, e un mod, cum să spun, e un, un alt fel de, de, de a vedea momentul respectiv. Adică, așa cum am spus, trebuie să vedem constructiv și, și să analizăm constructiv momentul, un moment de genul ăsta. Deci ai plâns de multe ori. Sigur că da, fără, și recunosc și îmi dau lacrimile și acum când mai mă uit la câte o finală sau când văd sportivii români că participă la competiții. De exemplu, m-a invitat doamna Lipă la campionatele mondiale de, de canotaj. Notat. Ah, de canotaj. Păi, am Acolo că... am plâns de două ori, de se uita la mine și nu-i venea să creadă cum, cum pot să plâng. Nu, sunt, sunt un tip tare, dar sunt momente în care, cum să spun, emoțiile bune, pure, momentele de, 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 de bucurie, nu le. Nu le țin, adică mă exteriorizez, le exteriorizez. Eu, uh -huh. mă exteriorizez fără niciun fel de problemă. Nu, nu, nu mi-e mi rușine absolut deloc. Care este cea mai importantă medalie din viața ta? Bun. Cea mai importantă medalie din viața mea, dacă e să o luăm în ordinea cronologică, e, e cea de, de argint obținută în 1999 la uh, campionatul european din Italia, de la Bolzano, în proba pe echipe. Atunci a fost o finală uh, pe care am pierdut-o, din păcate, contra Italiei, mă rog, aici e ai discutabil un pic așa, uh, dar uh, o medalie la echipe și uh, mi-aduc mi-aduc foarte bine aminte uh, forța și, și unitatea grupului și iar e un moment care pe mine m-a marcat, da? Faptul că uh, trebuie să ai lângă tine echipa, deși scrima este un sport individual, dar care se joacă în echipă sau ai nevoie de o echipă pentru ca tu să, să poți avea rezultate bune la individual. Uh, după aceea, sigur, în 2000 a venit medalia de aur, aur de, la, de la Sydney, de la Jocurile Olimpice, după aceea a venit, mă rog, au mai venit alte medalii la campionatele europene, la, la campionatele mondiale de bronz, de, de, argint în 2020 în 2003, dacă nu greșesc, la Havana și nu greșesc. După care, dezamăgirea cu, mă rog, lacrimi foarte multe, 2004 la Atena, când am pierdut la un singur punct intrarea în semifinale și am, am terminat pe locul 7. După aceea, 2005, medalia de aur de la campionatul mondial și uh, a coincis așa uh, cu uh, venirea pe, pe lumea lui Vlad Gabriel. Așa, după aceea, 2000... 8, medalia de bronz de la Jocurile Olimpice de la Beijing, unde uh, mi-aduc aminte un, un comentariu foarte, hai să, spunem, hai să spunem, răutăcios al unui jurnalist din România, uh, în care spunea că uh, e foarte greu să mai câștige uh, finala mică un sportiv din România, pentru că știm că au uh, uh, nu au mentalitate de învingător, sportivii români au un psihic slab, da, da, da. Deci, deci, asta, asta, toate astea Cred ale... că și știu despre ce jurnalist e vorba Nu, 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 nu mai aduc aminte Sincer nu mi-aduc aminte Deși aș fi vrut să, să mă amintesc Nu mi-aduc aminte, dar mi-aduc aminte Ceea ce a spus și uh, Din nou m-a motivat foarte mult Și am reușit să câștig meciul pentru Medalia de bronz cu un francez pe care în ultimii 2-3 ani nu-l bătusem uh, niciodată. Sabie și individual. La sabie Bin. individual și a fost o medalie, din nou, foarte importantă pentru că deja înaintasem în vârstă. Urma retragerea. Și atunci am decis să, să mă retrag. Din punct de vedere fizic eram foarte bine, puteam să, să continui, dar am, am ales uh, cariera de, de antrenor. Și am făcut bine că am uh, schimbat uh, în momentul acela traiectoria. Cât aveai atunci? Da, da. Uh -huh. Am așa, deci Cum a fost momentul să... ăla de retragere? Natural. -ai Natural. suferit după. Am suferit după pentru că imediat, uh, mă rog, uh, am primit această misiune, da, de a prelua echipa de devenit antrenor de uh, sabie masculin de de seniori un pic uh, peste așteptările mele pentru că îmi doream să încep uh, mă rog în staff, da, ca un antrenor, nu știu, al treilea, al patrulea, ceva de genul ăsta, să învăț uh, doamna Ana Pascu, președintele Federației Române de Scrimă, de atunci mi-au spus uh, nu, nu, tu, eu am încredere în tine, ia echipa că tu știi tu ce trebuie să faci. Și atunci când cineva îți spune că știi ce trebuie să faci, îți dai seama ce... Ce aripi uh, aveai. Ce presiune, <laughs> da. Ari, dar presiunea care, care apasă pe aripile de care tu spuneai, pentru că uh, înseamnă o mare încredere. E și, măgulitor. Și nu n aveam cum să înșel această încredere și mă rog, s-a dovedit că a avut dreptate doamna, doamna Pascu. Chiar în primul an am reușit un rezultat spectaculos, pentru că aminte după 9 luni de zile de, de, de antrenorat, da? am, am, reușit să devenim campion mondial la echipe și Rareș Dumitrescu vicecampion mondial la individual. Deci știa dânsa de că deci, ai stofă și de... Nu știu, da, probabil că vedea ce nu, ce nu vedeam eu și nu, nu s-a înșelat și a avut dreptate și în acel ciclu olimpic, în 2012, chiar am reușit să ajungem în finala olimpică. Ne-au bătut uh, colegii noștri din, din Corea, noi avusesem o finală cu, uh, cu Rusia, care era favorita competiției, i-am învins, practic pentru noi ăla a fost meciul de finală da, a fost meciul pentru, pentru medalie, hai să nu-i spunem pentru medalia de aur, dar a fost meciul pentru medalie și am, am, încheiat, să zic, și încă un capitol cu, cu o medalie. Am mai continuat cu antrenoratul după aceea, dar între timp devenisem și președintele Federației Române de Scrimă și uh, a fost, a fost o perioadă din nou dificilă, foarte dificilă, dar foarte intensă, foarte foarte interesantă care din nou a contribuit la, la formarea mea, la mă rog acumularea, de, pardon de cunoștințe și uh, lucrurile au, au evoluat așa uh, natural și tot timpul de la un nivel la celălalt, o treaptă, o treaptă mai sus, și uh, mă bucur că nu, am, uh, că nu am dezamăgit în nicio etapă. Da, și iată că ai creat alte generații de sportivi și uh, ai lăsat ceva în urma ta. Da, cred că asta este foarte important, ca pe acolo, pe, pe unde treci și stai mai mult sau mai puțin. Mm -hmm să rămână ceva, ceva după tine și recunosc că mi-am dorit asta din totdeauna și mi-am dorit să ca după ce plec dintr o poziție, dintr un loc, să să mă uit cu cu fruntea sus la ce am făcut și să merg înainte tot așa cu, cu demnitate. Așa cum îmi povestești tu acum, parcă și proiectezi ceea ce a fost în trecut. Mi este foarte ușor să să-mi imaginez dovadă că în continuare, parcă ești ancorat acolo, și parcă ești prins încă acolo. Le, le povestești de parcă s-au întâmplat ieri, știi? Asta... Da, pentru că sunt foarte clare, vii și puternice toate, toate aceste lucruri în, în, în mintea mea. Pentru că uh, le-am trăit la intensitate maximă și le-am uh, tratat cu, cu intensitate maximă și cu. Și cu respect, și cu toată considerația, și cu tot sufletul, și cu toată ființa mea, și atunci sunt parte din mine, și ele ajunge doar să, să mă gândesc, și după aceea să încep o poveste sau să povestesc ce s-a întâmplat atunci și uh, lucrurile parcă prin viața așa cum, așa cum spui. Uh -huh. uh, Simțeai că ai echipă în spate sau ai simțit totul individual? Au fost momente, și când am simțit că nu este nimeni în spatele meu, dar de cele mai multe ori am avut, am avut echipa în spate, dar au fost și momente în care am luat-o pe compropriu. Uh -huh. Și um, un astfel de moment a fost chiar atunci înainte de Sydney 2000. Uh, și a fost bine o perioadă scurtă de timp, perioade scurte de timp, dar uh, și acele perioade au fost foarte, foarte bune pentru că uh, am avut posibilitatea să lucrez mult mai mult cu mine. Și asta nu e un lucru rău uh, tot timpul pentru că te ajută să te uiți puțin în interiorul tău să te analizezi mult mai bine, mult mai, uh, cum să spun, mult mai aproape de, de cum ești tu și te obligă puțin să fii uh, foarte corect cu tine însuți, uh -huh. ceea ce e bine. Aș vrea să dăm acum un pic de sare și piper și mă gândesc că, na, în cantonamente sportivii mai fac și pozne și vreau să te întreb ce pozne sau ce momente hai să-ți aduci tu aminte. Ai fugit vreodată, de exemplu, dintr-un cantonament să te duci, nu știu, undeva, să pleci cu un coleg sau cu toți colegii sau să fugiți să faceți ceva? Cât timp cât, cât are emisiunea asta? Că dacă mă apuc să povestesc, <laughs> ne prinde anul nou. <laughs> povestesc toate momentele astea. Nu, sunt, sunt și momente, așa cum am spus, sunt și momente plăcute, momente mai puțin plăcute. Dar toate fac parte din din Viața unui sportiv, toate fac parte din, din povestea asta de, de cantonament, mm -hmm. da? Uh, și sunt uh, povești de vară, povești de iarnă, povești de. de uh, începând cu, mă rog, plecatul la discotecă, la mare, vara, în, în cantonamentele pe care le făceam la Mamaia și stăteam la Cort. Și nu aveam niciun fel de problemă cu, cu lucrul ăsta. Și uh, mergeam noaptea în discotecă și ziua... Uh, și veneam dimineața, ne băgam doar în cort, da? Venea antrenorul să ne trezească la șase jumate. El ne știe în ce ați făcut voi noaptea? Uneori știa, uneori nu știa, dar... Noi eram acolo când, când era deșteptarea, da? Așa. Eram acolo și după aceea îți dai seama că la... La antrenament, dimineața, la, la înviorare, trebuia să fim tot Fresh. în față, tot primii și făceam lucrul ăsta fără niciun fel de problemă. Nu v-au prins niciodată antrenorii? Că ați fugit la. Sigur că ne-au prins, doar, doar când vroiau, nu ne prindeau. <laughs> Pentru că, la fel, după aceea, mă rog, mi s-a întâmplat și mie să exact aceeași poveste, dar. Uh, lucrurile erau uh, cum să spun uh, făceau parte dintr-o dintr normalitate făceau parte dintr-o, hai să spunem, uh, realitate dintr-o realitate dar fiecare își respecta munca exista un respect extraordinar între, între sportivi și antrenori uh, fiecare știa unde e locul, fiecare știa ce are de făcut nu doar ce drepturi, ci și ce îndatoriri avem. Da. Și uh, lucrul ăsta am ajuns să-l să uh, conștientizăm odată cu, cu trecerea vârstei și să-l respectăm ca atare. Pentru că uh, era suficient odată, hai să zicem de două ori, să greșești, și deja, uh, pe urmă, nu mai era o relație de respect și de încredere reciproc, și atunci lucrurile intrau într-o altă uh, dinamică și nu no, ne plăcea dinamica pe care, pe care, o aveam și atunci ne, ne achitam de, de toate sarcinile. Ai avut și antrenorii duri, aspri? O, oh, sigur că da. Ai luat și bătaie? Puh, termenul ăsta de de, 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 ai luat bătaie e, mă, știi cum... Și una după ce a fost, ah. și un șut în fund. Însă bine, bine aia nu e bătaie. Păi da, fim, în ziua de astăzi, dacă se întâmplă așa ceva un e, copil, protecția copilului, e părinții, cu tot, scandal... Da, presă. și pot să fiu de acord cu, cu lucrurile astea, pentru că astăzi trăim alte, alte vremuri, deși uh, e valabil și, uh, ceea ce știm foarte bine, un, un șut în fund, un pas înainte, uh -huh. da? sau, o, hai să zicem, uh, o, o, o ciufuleală la, la uh, vremea ei. Uh, o ciufuleală, se spune. O ciufuleală, Așa. Uh, nu tot timpul Dăunează da? A, așa, dar uh, nu, nu am avut antrenori uh, antrenori violenți. Uh, sigur au fost, uh, au fost momente în care uh, datorită tensiunii, datorită, mă rog, uh, dorinței prea mari de, de, de a de a face, de a progresa, ce aici trebuie Eu aici am fost foarte atent ca antrenor să nu să nu depășesc această, această limită, da? În momentul în care există tensiune mare, în momentul în care uh, s-au acumulat uh, multe, multe tensiuni într-o într echipă, într-un colectiv, e bine să uh, să, nu știu, să, să lași aceste tensiuni și, și mă rog, tot felul de, de, de lucruri negative, ca să le împachetez așa într-un singur cuvânt, să se ducă în alt fel, da? Și nu în felul în care să-ți afecteze armonia, modul de a lucra, modul de a colabora, modul de, de a relaționa în, în, cadrul, în cadrul colectivului tău, în cadrul echipei, dar au fost, au fost și momente tensionate, și în cadrul echipei, și e bine să fie așa. Cum am spus, când un copil plânge nu e tocmai un, un lucru rău, da? Înseamnă că îi pasă. În momentul în care într-o echipă, între doi sportivi, există tensiune, înseamnă că ei, bine, vorbim aici de lucruri constructive, nu vorbim de, de mă rog, lucruri care nu și-au locul în, Într-o echipă. Vorbim de, în sensul că unul își dorește să fie mai bun decât celălalt, că unul primește mai multă atenție, adică e, e un alt fel de luptă, da, pentru a câștiga alte, hai să spunem, avantaje. Iar acum, pe final, mai vreau să te întreb un lucru, pentru că anul viitor vom fi la Jocurile Olimpice. Este o misiune foarte grea pentru tine. Ce așteptări să avem? Uf, sunt... Uh, e, e, un mix, dacă vrei, da? Un mix de, de, de așteptări cu, uh, cu emoție, cu, uh, cu speranță, cu încredere, cu, uh, hai să spun, uh, puțină teamă și toate lucrurile astea ne țin conectați și nu numai pe mine, ci întreaga echipă de la Comitetul Olimpic ne țin conectați la tot ceea ce se întâmplă cu fiecare sportiv, cu fiecare echipă, cu fiecare disciplină, cu fiecare federație. Observăm că în fiecare zi sunt probleme la, la sportivi și la cei calificați, și la cei care încă nu s-au calificat. Sunt sportivi cu șanse mai multe, mai mari cu experiență, cu uh, deja cu medalii, sunt campioni mondiali, sunt uh, uh, sportivi care uh, uh, n-au pierdut, uh, știu eu, de 26 de curse, cum e cazul fetelor de la, de la, carunt, de la canotaj. Uh, sunt uh, sportivi care au de luat revanșe, da, cum e cazul lui David Popovici. Sunt sportivi care uh, au ajuns la deplina maturitate uh, și sportivă, și uh, ca și vârstă, și atunci uh, e clar că ne dorim și eu personal îmi doresc ca toți sportivii să nu știu, să ajungă pe podium, dacă s-ar putea. Știu că este foarte greu, uh, de aceea particip ori de câte ori am ocazia la campionatele mondiale să văd nivelul disciplinei respective, să înțeleg care este valoarea, dacă vrei, nivelul sportivilor noștri și ce șanse au în, în competiția cea mai importantă care este la Jocurile Olimpice, știind în același timp că acolo se pot inversa foarte ușor, ierarhiile uh, în sporturi care se desfășoară într-o singură zi. Și aici vorbim de scrimă, vorbim de judo, vorbim de, de, de sporturi care uh, pleci dimineața uh, la sală, și uh, seara poți să, să te întorci campion olimpic. Sunt discipline care contează o săptămână. 10 zile, da, încep atletismul, știm foarte bine, uh, celelalte sporturi, inclusiv canotajul, uh, toate aceste discipline, uh, și uh, de asta spun că e un, un, un mix din acesta de, de sentimente, dar uh, sunt un tip optimist, de felul meu, sunt un tip care am încredere în, în sportivi, în oameni. Asta s-ar putea de multe ori să, să nu fie așa S -s să nu fie așa de, de bine pentru că uh, sunt dezamăgiri. Pot fi dezamăgiri. Uh -huh. Pot fi dezamăgiri foarte mari pentru că uh, mulți își doresc mult, dar pot mai puțin. Uh -huh. Și atunci uh, lucrurile trebuiesc foarte clar uh, analizate și Uh, și tratate cum sunt ele de fapt, în realitate, ci nu cum ne dorim sau cum am vrea, ci cum putem. Sigur, cu acea marjă care poate schimba, așa cum am spus mai devreme, într-o zi totul. Dar avem sportivi de valoare, de foarte mare valoare, avem, uh, avem specialiști foarte buni. Uh, avem acest, și am să-l spun mereu, și e, e foarte adevărat, și foarte real, și foarte uh, actual, uh, statement, da, sau, sau, hai să spunem, l-aș pune așa pe, pe uh, frontispiciu fiecărei federații, uh, și, și spunea un om care uh, e, este, este un tip fabulos și, și e român, e aici la noi în țară și e cel mai bun antrenor din lume. Are peste 320 de medalii în toate competițiile, 16 medalii de aur. Și aici e vorba de Octavian Belu. Da. Și spunea uh, ceva extrem de clar, precis și real: Că cine face performanță, face ceea ce trebuie. Cine nu face performanță, face ceea ce știe. Da, superb. Și închei cu asta. Da, o să închei eu cu altceva și anume relatându-mi emoțiile pe care ți le-ai exteriorizat de-a lungul timpului. Mă refer la acelea prin, prin lacrimi de bucurie. Sper că anul viitor să te văd cât mai, mai mult uh, plângând de ajută. bucurie la Jocurile Olimpice și ca să-ți smulg așa uh, un strop de emoții. Am pregătit aici ceva micuț, dar uh, care. Să te facă să zâmbești. Scrie așa că se acordă domnului Mihai Covaliu pentru un parcurs de excepție în drumul către medalii. Și aici nu ne referim la emisiune, ci la drumul tău care a scris istoria. Asta este pentru tine și Ce îți mulțumesc frumos. pentru faptul că ai fost Superb. alături de mine astăzi. Mulțumesc mult! Cu mulțumesc. mult drag! Superb! Uh, mult, un un mesaj foarte frumos! Mulțumesc mult! Cu drag! Și, uh, și, eu, și eu îți mulțumesc! Și un mesaj acum de final pentru sportivi, nu neapărat pentru cei care merg la jocurile olimpice? Să aibă încredere și să se să știe că acolo, la jocurile olimpice este momentul în care ei pot răsturna orice pronostic și se pot autodepăși și își pot împlini visul. Mulțumesc, Mihai, Claudiu Covaliu. Am ajuns la finalul ediției de astăzi, drumul către medalii în fiecare săptămână aici pe Facebook-ul Agenției Naționale pentru Sport, dar și pe YouTube. Vă mulțumim frumos că ați fost alături de noi și ne vedem săptămâna viitoare. Toate cele bune!